Salutare, fan Lego! Bine ați venit în biroul... Bine, nu-i biroul meu. Iar șeful meu, dar să nu-i ziceți, ok? Vreau să încep astăzi cu voi o nouă serie în care să învățăm un pic despre un programel pe care eu îl folosesc destul de des și anume Lego Digital Designer. M-ați mai auzit că am vorbit despre el. Astăzi vreau să vă arăt un pic așa câteva chestii de bază și o să avem mai multe episoade în care o să creăm lucruri tot mai complexe și o să învățăm tot mai multe despre el, pentru că mie mi se pare un program foarte util. De ce? Pentru că de multe ori, de exemplu, îmi vine o idee de o construcție sau, nu știu, trebuie să fac ceva cu piese Lego, dar poate nu le am la dispoziție, poate sunt plecat, poate nu am toate sertărașele chiar în momentul respectiv, poate chiar nu am piesa respectivă în colecție și atunci pot să o folosesc digital. În momentul de față există mai multe programe din acestea de construcție digitală, probabil că m-ați auzit că am menționat și Studio, stud.io sau Mechabricks, mai există o grămadă. Ideea este că eu folosesc Lego Digital Designer din cauza că are interfața foarte aerisită și e foarte ușor să găsești piesele de care ai nevoie. O să vedeți imediat despre ce vorbesc. Ca să îl descărcați, să vi-l instalați, căutați doar pe Google Lego Digital Designer, o să-l găsiți imediat linkul pe lego.com. Este versiunea 4.3, este cea mai nouă. Din păcate, după cum puteți vedea și aici pe ecran, scrie Internet Access Failed, LDD nu se poate conecta la internet. Partea nașpa este că Lego Digital Designer nu mai este suportat oficial de către Lego și atunci versiunile nu vor mai exista, versiuni mai noi, nu prea se mai actualizează, însă eu îl folosesc totuși pentru că este foarte bun așa cum e. Deci aici la Internet Access îi dăm, nu ne deranjează cu nimic, vom da pur și simplu OK. Fără nicio problemă. Bun, ce ni se arată aici în momentul în care se deschide? Avem trei variante de Digital Designer. Avem Digital Designerul normal, tabul albastru, avem Digital Designer pentru Mindstorms și aici eu vă zic sincer, eu nu l-am folosit ăsta, deci nu știu ce să vă spun despre el. Ce folosesc eu însă cel mai mult este Digital Designer Extended, tabul negru de aici. Acum, în mod normal, dacă ați mai lucrat cu el și mai aveți câteva fișiere, în spațiul ăsta aici ați avea o zonă unde puteți să selectați un rapid un proiect la care deja lucrați, să-l deschideți direct. Aceasta este o instalație fresh pe o instalare, o instalare fresh pe laptopul acesta, așa că nu am nimic la care am mai lucrat înainte, așa că o să dăm pur și simplu aici pe Free Build. Bun, și aceasta este interfața noastră pentru Lego Digital Designer. Ce vedeți aici este suprafața de staduri pe care vom lucra, aici vom așeza toate piesele și aici se întâmplă cam toată treaba importantă, ok? Hai să explorăm puțin interfața. În primul rând avem aici în stânga, după cum puteți vedea, avem toate categoriile de piese. Dacă dau pe prima categorie, cărămiduțe, vedem o grămadă de cărămiduțe. Dacă dau aici pe cărămiduțe rotunde, iarăși o grămadă, bine, unele nu sunt chiar rotunde, unele sunt în formă de triunghi și chestii de genul. Nu e categorisirea cea mai precisă, însă odată ce începi să-l folosești un pic, o să te obișnuiești și o să știi deja totul, unde se găsește și așa. Asta este motivul pentru care îmi place mie Lego Digital Designer. Bun. Dacă ai, de exemplu, să zicem, deschise mai multe căsuțe, ai deschis cărămizile cu pantă, ai deschis cărămizile cu stat pe lateral, ai deschis cărămizile normale și acum trebuie să dai scroll printr-o grămadă de piese, așa, tot ce trebuie să faci ca să revii la toate închise este să dai aici Collapse Dividers, butonașul ăsta mic din stânga jos. Pac! Și mi le-am închis pe toate și pot deja să caut iarăși pe alte categorii. Zoom, dacă aveți nevoie să faceți piesele mai mici sau mai mari, eu nu prea folosesc, îl las pe standard. Un lucru de ținut minte, dacă nu sunteți siguri de piesă din perspectiva asta în care se vede aici, țineți click dreapta și mișcați, uite așa, puteți să o mișcați chiar acolo în interfață, foarte tare, mi se pare foarte mișto. Un lucru de menționat, vedeți aici jos scrie 0 bricks. Acesta este contorul de piese, cum ar veni. Dacă iau, de exemplu, o cărămiduță și o pun aici, vedeți, mi-arată un brick. Pe instalarea voastră s-ar putea să nu vă arate bara asta de jos de aici. Caz în care nu e nicio problemă, mergeți sus la Edit, Preferences și arătați aici Information Field să fie bifat. Vedeți, dacă îl debifez, dispare de acolo. Ok, atâta tot.
Nicio problemă, asta o să vă fie foarte util dacă vreți să vă numărați cărămizile și ca să vedeți așa cam cum stați. După aceea, aici sus avem tipurile de funcții pe care le poate avea cursorul. Haideți să punem o cărămiduță, una simplă, așa, și să vedem ce putem face cu ea. Avem tool de clonare, da? Clone tool. Dau click pe ea și mi-am mai făcut încă o cărămidă exact la fel. După aceea avem hinge tool, care se folosește pentru a articula anumite piese. De exemplu, dacă am piesa asta cu bară și îi pun încă o piesă cu clip, vedeți acolo a făcut chenar verde, că se atașează. Iar acum îi dau pe hinge tool și vedeți săgețile astea aici cu care, uite, pot să rotesc piesa. Sau, dacă vreți control un pic mai precis, puteți de aici, folosind indicatorul din stânga sus, sau pentru cel mai precis control aveți aici unde puteți să scrieți exact numărul de grade la cât vreți să fie rotit. Uneori nu va fi compatibil, de exemplu că nu mă va lăsa să rotesc piesa asta până ce intră în cealaltă piesă, dar uite, de exemplu acum este la 149, poate vreau să fie la 130, să vedem, sau de fapt 155 să zicem. Uite, și mi-am mișcat. Hinge Align Tool, vă zic sincer, n-am folosit-o în viața mea. Habar n-am ce face, văd că face niște săgețe aici, poate o să descoperim împreună altă dată. După aceea avem Flex Tool și pentru asta am nevoie de niște piese flexibile. Să intrăm aici la categoria de tuburi și piese flexibile, să alegem sfoara asta și o atașăm aici și acum eu vreau să duc vârful ăsta la alt, să-l atașez la piesa asta. Ce facem? Mergem pe Flex Tool, după aceea dăm click pe capătul ăsta și uite, ca un șarpe îl ducem așa, îl îndoim în direcția stadului. E un pic de... la unele conexiuni s-ar putea să fie un pic mai dificil, mai ales dacă deja ați adunat multe piese și trebuie să duceți așa piesa să o flexați cum ar veni printre altele. S-ar putea să fie un picuț complicat, dar pentru aplicații de bază e destul de ok. După aceea avem Paint Tool. Cu asta colorăm. După cum puteți vedea aici, avem toate culorile, unele chiar care nu mai sunt folosite de Lego, care nu le mai vedem în seturi, pe care o să zică Paul acum. Unele s-au întors, de exemplu turcoaz. Hai să le pictăm turcoaz. Uite așa, uite așa, uite așa. Doar cu un click pe fiecare. Dacă dorim să selectăm o culoare pe care o avem deja aici pe suprafața de lucru, punem pe Color Picker Tool, pac, și mi-a detectat că e roșu și acum pot să trec înapoi pe Paint și să colorez înapoi în roșu. Foarte simplu. Decoration Tool, o să discutăm despre aia mai târziu. După aceea avem Height Tool. Asta este un instrument, cred că puțin folosit, dar foarte util, cu care poți să ascunzi piese, dar fără a le șterge. De exemplu, dacă ai, nu știu, o construcție care are multe lucruri la interior, dar are și un înveliș la exterior și nu vrei să ștergi piesele de pe exterior doar ca să lucrezi la ce e înăuntru, folosești instrumentul de hide, dai un click pe el și vedeți că a apărut aici în dreapta sus un butonaș care zice Show all hidden bricks, care ți le reafișează pe toate. Nimic mai simplu. După care, Delete Tool este exact ceea ce și sugerează, dai click pe ceva și îți șterge. Ba, multe dintre funcțiile astea se pot face din tastatură și eu vă sugerez să și faceți așa ca să meargă mult mai repede. De exemplu, Clone Tool-ul, nu o să folosim noi să dăm 3 click-uri pentru așa ceva, o să dăm click pe o piesă, Ctrl-C, Ctrl-V. Ca și în Word, ca și într-o grămadă de alte programe, este exact același lucru. Dacă vrem chiar și Ctrl-X și Ctrl-V pentru cut și paste. Da, foarte simplu. După aceea, pentru a controla imaginea, cu click dreapta poți roti imaginea ca pe toate axele, iar dacă ții shift în timp ce ții click dreapta și miști, se mișcă doar în translație, lateral, sus, jos, înainte și înapoi. Și asta iarăși este foarte util, cu scrollul de la mouse evident se dă zoom. După aceea puteți selecta mai multe piese dacă doriți, ținând apăsat pe control în timp ce dați click stânga, de exemplu. Dau click pe cărămida asta, țin apăsat pe control, vedeți că a apărut un plus lângă săgeată, mai dau și pe asta, hai să dăm și pe sfoară, hai să dăm pe toate piesele. Așa, după care hai să le copiem lângă, dăm Ctrl-C, Ctrl-V și uite-le cum au apărut, mi-a și extins așa suprafața de lucru,
și avem de două ori mai multe piese. Asta e foarte util când vreți să construiți, nu știu, ziduri. Și numai tot dublați, nu trebuie să așezați individual fiecare cărămiduță. Foarte asemănător cu ce ați văzut la noi în videourile cu Lego Worlds, de exemplu. Dar că aici mergem un pic mai repede. Am să sfârșesc videoul aici, deocamdată. Acesta este doar primul episod. Acum v-am arătat așa un pic funcțiile. Vă las să explorați și voi un pic metoda de control, cum să vă jucați așa cu el. Data viitoare vom începe să construim și să vedem ce lucruri mai descoperim, ce obstacole putem să întâmpinăm și cum putem să le depășim cu Lego Digital Designer. Și nu știu exact câte episoade vor fi din această serie, dar mă bazez pe feedback-ul vostru. Deci dacă lăsați un like mai jos și îmi spuneți și jos în comenturi dacă vă place, atunci vom avea motiv să continuăm seria și cine știe, poate până unde ajungem cu ea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, până data viitoare, spor la construit! Digital! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine! Ne vedem!